Un bărbat a trăit momente de coșmar în trafic. În urma unei explozii la o roată, șoferul s-a răsturnat cu mașina pe autostradă în dreptul localității Făget. O femeie a fost rănită și transportată de urgență la spital. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a condus o auto utilitară pe A1 dinspre Timișoara spre Deva, iar în dreptul localității Făget a făcut explozie la un pneu și s-a răsturnat pe banda a doua de circulație. În urma acestui incident, o femeie în vârstă de 38 de ani, pasa în auto utilitară a fost rănită și transportată la spital. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. La câțiva metri distanță, în spatele acestui incident, a mai avut loc o coliziune față spate între alte două autoturisme care aveau aceeași direcție de deplasare, impactul soldându-se doar cu pagube materiale. De asemenea, la unul dintre aceste două autovehicule a izbucnit un incendiu. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.